Despre starea dezastruoasă a podurilor din capitală se vorbește de ani de zile, dar toate rapoartele, criticile și avertizările rămân doar pe hârtie. În realitate, aceste punți de legătură dintre diferite sectoare ale Chișinăului devin tot mai periculoase pentru conducătorii auto și pietonii care le traversează zilnic. Nici măcar reparații cosmetice pe aici nu s-au mai făcut de ani de zile, așa că oamenii le cer autorităților să ia măsuri. De cealaltă parte, edilul capitalei dă asigurări că podurile care riscă să se prăbușească urmează a fi reparate în toamnă. Raport de expertiză efectuat încă în 2018 arăta că starea podului de pe strada Mihai Viteazu este nesatisfăcătoare și necesită urgent a fi reparată. Până în prezent nu s-a efectuat nicio lucrare. Podul de pe strada Mihai Viteazul, care face legătura dintre sectoarele Centru și Rășcani, este exploatat în continuu de mai bine de 45 de ani. În această perioadă, elementele construcției au căpătat defecte și deteriorări. Așa se face că, în prezent, caracteristicile lor funcționale nu mai corespund cerințelor siguranței circulației rutiere. Șoferii spun că, într-o bună zi, acest pod ar putea deveni fatal. E foarte rea. E deja de mulți ani nu se face nimic. Cred că ar trebui să iei măsuri oamenii care competenți, care să aibă grijă de pod, să-l repare, să-l facă. Pentru că cetățenii merg pe el și, Doamne ferește, se poate să întâmple orice, cu oricare cetățean. Visit vodul, Hebăcă. Trebuie nu numai podul este, tot podul trebuie de reparat. În stare critică și prost gândite sunt și unele pasaje pietonale de pe podurile din capitală. Mai multe porțiuni de asfalt sunt deteriorate și reprezintă un adevărat pericol pentru trecători. Iar trotuarul de pe podul de pe viaduct este plin cu fisuri pronunțate. De exemplu, această fisură este într-atât de mare încât cu ușurință îți poate intra piciorul. Oamenii susțin că gaura este periculoasă, mai ales pentru copii, și spun că autoritățile urgent ar trebui să intervină și durata de exploatare a acestui pod este depășită de ani buni. Este problemă, mai ales la un copil mic, poți să dai aici cu cioruș. Pericolul tot, și podul poate să prăbușească, și copiii și bătrânii pot să împiedice și scadă, adică el trebuie reparat. E un pericol, dar nu știu asta când ați fi, bă. Sperăm că curând. Nici podul de pe strada Grigore Vieru din preajma Circului nu este într-o stare mai bună. Durata de exploatare a acestuia depășește 50 de ani. Acesta este unul dintre cele trei poduri prioritare care urgent necesită a fi reparate. Șoferii susțin că autoritățile ar trebui să rezolve problema. Foarte rău starea podului ca tare. E foarte rău. Când e foarte aglomerat, tu simți mașina că merge. Nu trebuie să fie la un pod normal, așa ceva. Gândească cineva de sus. Să nu gândească numai de... să pui lucrurile de vopsea și să fac chip. Să fac ceva normal. Chiar dacă acum jumătate de ani edilul capitalei a declarat că toate podurile de pe strada Albișoara necesită intervenție, dar cel de pe strada Mihai Viteazu are cel mai mare grad de uzură și necesită urgent a fi reparate, nici până astăzi lucrările nu au început. Ioan Ceban declară că proiectul a fost elaborat, dar necesită să fie revizuit. Suntem pe ultima sută de metri de revizuire a proiectului și eu sper că în luna iunie vor fi licitate lucrările. Ce ar însemna asta? Ar însemna că un câștigător eventual, dacă va fi de interes pentru agenții economici din Republica Moldova sau din străinătate să participe, ar putea fi identificat la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, iar de atunci să înceapă lucrările. Iar în ceea ce privește trotuarele de pe viaduct? Am intervenit pe viaduct parțial, inclusiv cu injectarea. Deci facem ceea ce este posibil și ceea ce este în limitele angajamentelor contractuale pe care le avem la această etapă. Dar vreau să cunoașteți că este în vizor. Amintim că acum jumătate de an autoritățile locale anunțau că reparația podului de pe strada Mihai Viteazu ar putea costa bugetul municipal cu 15 milioane de lei mai mult decât se estima inițial. Și asta pentru că niciun agent economic nu a vrut să se apuce să îl reabiliteze cu 57 de milioane, cât se propunea la început. Totuși, nici suma de 72 de milioane de lei nu a fost încă aprobată de Consiliul Municipal.